al doilea război mondial, în jur de 60 de milioane de oameni au murit. Și atunci când comemorez pe cineva, nu știu voi de la nici de la Dodon, nici de la Osată, nici de la altul. Iar populația înțelege foarte bine că trebuie să moftă politică. Da, urma să aibă loc mâine. Noi am vrut să participe la această activitate și militarii ruși din trupele de pacificare. Am trimis o invitație ambasadei ruse să vină pe 9 mai, fiindcă e simbolic pentru Rusia mai ales. Însă ei au refuzat să participe la această acțiune și de aceea am luat decizia să o facem pe 8 mai, când toată Europa sărbătorește sfârșitul celor de-al doilea război mondial, inclusiv și Statele Unite. De aceea am adus tehnica militară și demarat această acțiune astăzi. De ce a fost negocierea acestui eveniment? Nu a fost niciun fel de negociere. Partenerii noștri americani ne-au propus nouă să se alăture, să vină împreună cu noi la comemorarea victimelor din al doilea război mondial. Nu a fost o negociere politică, este o acțiune de comemorare. Noi nu facem din ziua din 9 mai sau din 9 mai acțiuni politice. Și au rămas. Tehnica militară americană nu va fi și mâine în piață, deoarece este suficient ziua de astăzi. Vom analiza dacă va veni bucătăria de campanie, dacă va fi nevoie pentru a da de pomană de sufletele celor morți, să facem pierciul ostrășesc. De ce această schimbare de dată n-are nicio legătură? Nu are nicio legătură, fiindcă vă spun, cei care au încercat să politizeze acest eveniment și-au dat aramă pe față. Noi nu facem politică din asta. Pentru noi am anunțat din start. Este o acțiune de comemorare. Noi am vrut să facem pe 9 mai, fiindcă pentru ei este un simbol. Iar noi am vrut să-i aducem pe toți aici care au luptat în al doilea război mondial. Principalii actori din al doilea război mondial au fost Statele Unite și Uniunea Sovietică. Și am vrut să-i aducem pe toți aici să demonstrăm că noi nu suntem împotriva cuiva, noi nu ne coalizăm cu nimeni împotriva cuiva, nu suntem prieteni cu cineva împotriva cuiva. Noi suntem o țară care are statut neutru, noi suntem o țară care nu vrem rău nimănui, nu vrem să atacăm pe nimeni și nu suntem dușmani politici a nimănui. De aceea, împreună cu partenerii americani am discutat că ar fi bine și ei chiar ne-au rugat să invităm și partea rusă. Să stea împreună aici, să putem face o comparație și să îi vedem împreună cu toți. Poate ar fost unul caz când erau toți împreună. Dar partea rusă ne-a refuzat, am scris că din vari motive nu poate participa. Sigur că dacă era acțiunea pe 1 mai, Dodon ar fi găsit și pe 1 mai pentru motive. Eu vreau să vă spun un lucru așa, care mi-a venit mie în minte atunci când am văzut câtă ură emană specialiștii atunci când s-au pronunțat despre acest lucru. Dacă urăști, înseamnă că ai fost nepriți. Astăzi, fără ură, astăzi cu Pioșini, să aducem aminte de cei 60 de milioane de morți în al doilea război. Thank you.